Trecuseră 4 luni de când era în război și gândul lui zbură la părinții rămași în sat și la nevastă. Erau luați de puțin timp când s-a iscat războiul ăsta și el a trebuit să plece. Toți plecau. De la 16 la 65 de ani au rămas goale. Bărbații în putere erau chemați la datorie acum. S-o fi făcut grâul, ori avea de pâine copii. Și cu gândul la copiii pe care o să-i aibă, la râsul lor zglobiu și tălpile goale alergând pe lângă casă, un zâmbet larg i se întinse pe obraz și ochii începură să-i lăcrimeze de fericire. Lupu era căzut pe crupa calului, mort, cu un glonț în avea încă un zâmbet larg pe față și o strălucire aparte în ochi. Murise cu gândul la copiii pe care nu a mai apucat să-i aibă. Andrei Lupu a fost primul ostaș român care a căzut în războiul de independență în noaptea de 13 spre 14 august 1877.